Hai, salut! Eu sunt Gigi. Băi, frate, mie întotdeauna mi-au plăcut filmele alea de comedie, gen Tântălău și Gogomanu, Harold and Kumar Go to White Castle, în care protagoniștii pleacă într-o excursie, la un drum ceva, și se întâmplă tot felul de peripeții, situații haioase și incredibile. Exact asta mi s-a întâmplat mie acum vreo 9 ani, doar că a fost realitate, nu ficțiune. Și cum vă spuneam, acum vreo 9 ani, mă hotărăsc să plec în vizită la Vărul Săndel. Trecuseră câțiva ani buni de când ne văzusem ultima oară și cum ziua lui de naștere se apropia, am să-i fac o surpriză. Zis și făcut, vine sâmbătă când se ciumă anunță că nu poate să vină. Bă, Gigi, nu pot să vin, nu. Cum nu poți, mă? Ai zis că vii, de ce nu poți? Trebuie să fiu la muncă, mă, s-a învolnăvit unul și trebuie să-i țin locul. Bă, să-mi bag mâna în buzunar, ce dracu fac acum, mă? Ce să faci, te duci singur. Ce, nu știi drumul? Bagi oazele și te duce și în America, mă. Nu, mă, știu drumul, dar e urât singur așa. Hai că vede eu ce fac, poate-l sun pe Shrek. Pe cine, mă? Pe Shrek, mă, ogru, nenicu Viorel, mă. Știi că ăla se duce mai mereu pe acolo. Nenicu Viorel ăsta, Shrek cum îi spuneam eu când nu era de față, era genul ăla de om dintr-o bucată, din topor. Scund și îndesat, cu burta mare, ceafă lată și gât canci. Foarte respectos, tăcut și la locul lui atât timp cât era treas. Problema era că ăsta era treas, după cum spunea maestrul Mbladon, doar atunci când dormea. Avea mai mult alcool în instalație decât tovarășul Orban. Și devenea foarte gălăgios, pus pe scandal. Și băi frate, nu-i mai tăcea gura, vorbea mai mult ca Florin Piersic în tinerețe. Dar decât să mă duc singur, îmi fac curaj și sun pe ăsta. Alo? Ce faci, unchiule? Bine, pe acasă. Ia zi-ne poate. Minune, era treaz. Ce zic? Gata, mă duc cu el. Stabilise noi să ne întâlnim acasă la el în câteva ore. A zis că mai are câteva lucruri de dus pe la țară. Le scoate în fața blocului și când ajung le luăm și plecăm. Eu aveam o Dacia 1310 amărâtă. Cu asta plecai la drum, dar nu știai dacă te mai întorci. Ajung eu în fața blocului, Viorel nu era acolo. Bă, ori am greșit eu blocul, ori am ajuns mai devreme. Scot telefonul și-l sun. Unde ești, Shrek? Alo, care ești, mă? Eu sunt nenicule, Gigi. Am ajuns în fața blocului. Stai așa, nepoate, acum ies. Iese ăsta, mai era cu unul de zicei că e boschetar, cu un bidon de bere la 2 litri în mână. Zic, gata, a intrat necurat un el. Hai, mergem, nenicule? Stai așa, nepoate, a ies că m-a ajuns cu alea. Am câteva lucruri de dus la țară. Păi adu-le și hai să mergem, să nu ne prindă noaptea. Hai cu mine, nepoate, să mă ajuți, sunt aici în boxă. Mă duc cu el în boxă, avea o ușă veche de lemn, vreo 2 saci de haine vechi și câteva bucăți de scânduri. Eu mă așteptam la o sacoșă, două acolo, nu dita mai ușa. Băi, nea Viorele, nu încape ușa. Hai mă, Gigi, cum să nu încapă? Ți-arată unchiul acum, stai așa. Băgăm ușa prin spate, lăsăm haionul deschis, o leagă acolo bine cu sfoară și gata. Să nu ne oprească poliția, dracu, mai luăm și amendă. Lasă, Gigi, că-i cunosc, vorbesc eu cu ei dacă e. O bat cu ei dacă nu înțeleg. Ăsta când era beat cunoștea pe toată lumea. Zic că e, cu cel de sus înainte. Mă urc la volan când Viorele ia sacul de gunoi și de să-l bage în mașină. Ce faci cu ăla? Păi să-l iau și pe ăsta, Gigi, că e plin. Dă-l diavolului de gunoi, nu vezi că nu mai e loc? Hai să mergem că ne prinde noapte. Lasă ăsta gunoiul până la urmă, îi lasă berea lui ăla de zicei că e Viorel Lis, îl pupă de zicei că e nevasta și plecăm. Mergem noi puțin și oprez la prima benzinărie din drum să alimentăm. Eu știam că mașina avea probleme la o pornire. De multe ori dacă o opreai, trebuia să-i dai să bea puțină benzină, turnai în carburator. Aveam o sticlă de plastic, o sticlă de 2 litri de bere cu benzină în ea. O țineam sub scaunul șoferului și în caz de nevoie o foloseam. Și cum rezervorul se deschidea cu șurubelnița, lăsa mașina pornită când alimentam. Nepoate, ia de aici, n-am decât 30 de lei, dar îți mai dau eu când ajungem. Lasă, nea Viorele, nu-i nevoie. Hai mă, nepoate, să nu crezi că ne-ai simțit. Stai liniștit, nu-i nevoie. Dar poți să mă ajuți, să mergi să plătești la casă. Rămân eu în mașină să o las pornită. Îi dau banii de benzină, intră în benzinărie și aștept. Trece vreo 5 minute, ăsta nimic, în spatele meu deja erau vreo 3 mașini, înăuntru nimeni. O fi la baie, zic, trebuie să apară. Mai trec vreo 5 minute, ăștia din spate deja clansonau. Hai odată, bă! Plătește, bă, țărane! Apare Shrek într-un final, cu două bidoane de bere la 2 litri, o sticlă de suc pentru mine și niște alune. Ia ne poate, măcar atâta să iau și eu. Hai, nenicule, că fac ăștia urât. Cine, Gigi? A fumat ăla? Hai, bă, țărane, te îngură cu căzătura ta. Ce, bă, s-a umflat tărâța în tine? Ce ai făcut, bă, te-ai pierdut pe acolo? Mișcă rablaia odată. Ce vrei, mă, să mă piși pe mine? Ai tras apa, țărane! Hai, poate mă piși pe tine! Știi cine sunt eu, mă? Te dracu, mă! Hai să mergem, dă-l încolo de prost! Plec eu repede de acolo, mai era puțin și Viorel sărea la bătaie. Tu în gură de naripane, poate! Îi dădeam de-i luam vopseaua! Lasă că ne mai făceam probleme, chimau aia poliția! Cine, Gigi? Au ajuns toți papițoii să se dea la mine? Păi mă știi pe mine, m-am bătut cu jumătate de țigan din București și cu cealaltă jumătate sunt prieten. Vin cu țiganii din obor peste ei. Țiganii aia din obor erau aia care vindeau pește, niște prăpădiți pe acolo. Da, mă, nepoate, și cum spuneam, nu știi ce am pățit acum 2 ani?
Eram la obor să iau niște pește cu bicicleta lui Fimiu. Bicicleta nouă. Și când mă dau jos să iau pește, doi trei puradei îmi fură bicicleta. Am dat telefoane, m-am interesat și am dat de ei până la urmă. Erau niște nepoți de-a lui Caran, ăla din Pantelimon. Și știi că eu col bătrân suntem ca frații, nu? Da, Nea Viorele, da. Mă duc la el, îi spun ce s-a întâmplat și ce-mi zice. Păi, Nea Viorele, cu de-astea vii la mine, cu mărunțișuri? La mine vii cu mașini de lux, cu de-astea, nu cu trotinete. Hai, vino cu mine. Mă duce într-o curte, erau numai biciclete jmechere, de-alea din aluminiu, cu lumini, cu chestii pe ele. Ia-ți de aici pe care o vrei. Eu mă uit pe acolo și o văd pe a mea. Uite pe asta o vreau. Rabla asta, Viorele, ia pe care vrei. Asta, bre, asta e a mea. De asta mi-a plăcut mereu de tine. Că ești corect, bă. Dacă ai probleme, dai un telefon și trimit băieții imediat. Așa a zis Nicule? Dacă zic. Vorbeam cu el cum vorbesc cu tine. Uite, am numărul lui aici. Bine, bine. Și începe cu prima bere. Eu știam că ăsta cu cât bea mai mult, vorbește mai mult. Și pregătisem niște muzică de acasă. Muzică de petrecere, de la Paraziții. Dau drumul la muzică și o dau tare. Cântăcea, o dădea mai încet. Când începea iar, o dădea mai tare. Până pe la jumatea drumului, când a adormit. Băuse o sticlă jumate de bere, luase oboseală. Ajungem noi la Vărul Săndel, îi las ușa și ce mai era pe acolo lui Shrek și intrăm în casă. Vărul Săndel era amețit bine deja, fusese la o băută prin sat. Îl anunțase Nea Viorel că venim și luase și două sticle de bere la 2 litri. Mă aștepta cu el. Și ce mai zici, băi, Vere? Ce să zic, Săndele? Uite, am zis să mai trec pe la tine. Bravo, Gigi, bravo! Și ne apucăm noi de prima bere, eu aveam gâtul uscat și la a doua deja Vărul Săndel se amețise bine. L-aveam boxe pe Sandu ciorbă și vorbea în continuu, ca Viorel. Eu n-auzeam nimic de muzică, dar el tot vorbea. Și la un moment dat se ridică în picioare și începe să vorbească. Se oprește muzica între melodii și aud să luăm bere. Și atât. Ce zic, vreau să mergem să mai luăm bere. Ieșim în curte. Gigi, hai încet, să nu ne audă cineva. Ce să ne audă, bă, Săndele? În ce, Gigi? Hai să mergem. Intrăm în mașină, plecăm la drum și intru pe strada cu magazinul din sat. Ce faci, Gigi? Nu aici, mă, că e închis. Dar unde sunt ele? Hai că e un stop la vreo două sate. Ajungem în 10 minute. Zic, bine, mă, hai. Era vreo 12 fără 10, așa. Și merg eu ce merg, trecuse vreun sfert de oră. Mai e, bă, Săndele, mă oprește poliția, bă, udreacu. Nu, Gigi, lasă că-i cunosc eu. 10 minute și acolo suntem. Încă unul care cunoștea poliția. Deja bănuiam că ăsta avea alte planuri. După încă vreo 20 de minute, așa, deja mergeam de vreo 5 minute pe drum județean, trag pe dreapta. Băi, Săndele, unde mama diavolului merge, mă? Bă, Gigi, mergem la discotecă aici, mă. Mai e vreo 10 minute. Ce discotecă, mă? Nu mai mergem la non-stop? Nu, mă, Gigi, era închis. Închide la non-stop, mă? Mai închide, sâmbătă, duminica. Mergem acolo, că găsim sigur. Eu acum nu știam nici măcar dacă trecusem pe lângă non-stop. Probabil că nu. Dar am zis că dacă am ajuns până acolo, să-i dau înainte. Hai, vărule, că am niște fetițe acolo. Am o vulpiță, Gigi, nota 10. Ți-o dau ție, te cinstesc. Ce vulpiță, mă? Nu mergem după bere? Lasă-mă că luăm și bere, dar întâi luăm vulpițele. Eu mă gândeam să nu luăm amendă, bătaie sau sifilis. Ajungem noi acolo după încă vreo 45 de minute așa, era vreo 1 ceasul. Am avut noroc, n-a fost poliție pe drum. Coborâm noi, erau vreo 2-3 pe acolo și atât. Nu se auzea muzică, nimic. Bă, Săndele, zici că aici, mă? Da, mă, dar cred că a închis. Stai așa că vine acum. Pleacă Săndel, vine după încă vreo 10 minute cu un bidon de bere la 2 litri. Bă, Gigi, au plecat, mă. Și vulpița și alealalt. De-abia m-a apucat să iau bere. Asta e, mă, Săndele. Hai să merg spre casă. Mă trage ăsta mai într-o parte așa? Gigi, m-au rugat băieții ăștia să-i ducem și pe ei până la gară. Sunt de aici, din satul la vecin. Eu știu ce să zic, cât sunt. 3 vere, 3. Hai că nu-i ducem gratis, le iau bani. Facem și o șpagă. Bine, mă, hai. Îmi dai și mie să conduc, Gigi? Bă, Săndele, mâine, mă. Hai, mă, Gigi, merg și eu puțin. Ți-o dau mâine cât vrei, mă, dar nu acum. Mă oprește dreacu poliția. Nu, mă, că-i cunosc. Măcar prin sat mi-o dai? Eu să scap de el, zic da. Ăsta nu avea permis, dar făcuse școala și mergea cu tractorul zilnic de vreo 4 ani. Dar acum era băut. Mai mergem noi câteva sute de metri. Gigi, stai așa. Ce-i, mă? S-a umflat vezica? Da, Gigi, trage aici pe dreapta. După câteva minute se întoarce cu încă 3. Ce-i cu ăștia, mă? Hai să-i luăm și pe ei, Gigi. Uite, mi-au plătit băieții. Pe ei au loc, mă. Are cum să n-are. Se descurcă ei. La vreo 2-3 km am mai luat pe unul. Stăteau ăștia 7 în spate. Nu știu cum s-au înghesuit acolo. Am mai vrut ăsta să ia pe doi, dar nu l-a mai lăsat. Te îngură, Săndele, dacă mă oprește poliția, am belit carasul. Și cum mergeam eu pe drum, afară noapte, ceață, lumine de la Dacia băteau la 2 metri în față, deja mergeam drept de vreo jumătate de oră și aud pe ăștia că țipă. Dreapta, bă, dreapta!
Acolo era o intersecție și înainte se lega cu drum de țară. Era diferență de vreo 30 de centimetri între șosea și drumul de țară. Am intrat cu 80 la oră cu 9 oameni în mașină și am zburat vreo 2 metri cu Dacia. Am zis că s-a rupt dreacul când am căzut, dar n-am avut nimic. Eu am tras dreapta, dar deja eram în aer. Pun eu frână, opresc, ăștia unul peste altul prin spate. Când mă uit, poliția la 10 metri în fața mea. Zic, gata, am pus-o. Te îngură, Săndele. Mi-au ăștia permisul pentru 20 de lei. Mă uit la Săndel. Îi cunoști, Vere? Nu, pe ăștia nu. Bravo, mă. Se pare că ăsta nu-i cunoștea decât pe ăia din sat. Stau eu acolo cu morcovul în cur, așteptam să vină ăștia la mine. Se uitau fix spre noi, când unul dintre ei ne face semn să plecăm. Hai, Gigi, dă-i. Am zis că li s-o-i făcut milă de noi. Ne-a ajutat cel de sus. Am plecat de acolo și în 5 minute am ajuns la gară. Ăsta Săndel ce zice? Bă, mai puneți tu 10 lei și vă ducem până acasă. Îi ducem, Gigi, mai 2 km, mai facem niște biștari. Hai mă să-i ducem, ce mai e 10 minute în plus? Ajungem acolo, îi lăsăm pe băieți și plecăm. Bă, Gigi, facem dreapta aici, mă, știu eu, o scurtătură. Ce scurtătură, Săndelă? O luăm pe câmp, pe aici o iau eu cu tractorul. Mie mi-era frică de poliție să nu ne oprească dreacu cineva și o iau pe unde zice ăsta. Opresc la un moment dat să o dăm porumbul pe acolo și începe Săndel. Hai, Gigi, mă lași? Te rog. Ce mă, ce să te las? Să conduc și eu, Gigi. Te rog, te rog. Mâine, mă, Săndele, mâine. Te rog, te rog, te rog. Lasă-mă puțin, Gigi, te rog. Băi, frate, zici că era copil de la mic. L-am lăsat până la urmă. E drum de țară, ce poate să se întâmple? Merge vreo 200-300 de metri, ăsta tot trăgea de volan, stânga-dreapta. Ziceai că face jaloane. Nu era problemă, în dreapta era un lan de porumb, în stânga pământ cu iarbă. Când odată drumul se cam strică, se îngustează. Era puțin mai lat ca mașina și plin de grof, frate, drum de tractoare. Acum în stânga era o râpă de vreo 2 metri. Țineam mâna stângă pe volan să nu tragă ăsta stânga. Băi, Săndele, hai că ajungem, mă. Mai lasă-mă puțin, Gigi, te rog, te rog. Bine, mă, dar mergi mai încet. Mai merge ăsta ce merge, când în față văd că râpa se adâncea. Acum avea vreo 10 metri, dacă cădeam acolo nu era de bine. Bă, Săndele, hai mă că mai conduci și mâine. Nu, Gigi, mai lasă-mă, te rog. E râpă mare în față, mă, cădem dreacu acolo. Nu, Gigi, că știu să merg, te rog. Ajungem la râpă, eu cu mâna încordată pe volan. Mă chinuia să țin drumul drept, ăsta nu vrea să dea la o parte. Mă, ce mama diavolului să fac? Mor aici în noapte? Am scăpat eu la munte când am căzut, dar de aici nu mai scap. Aveam trei variante. Ori las pe ăsta să conducă și sper să scăpăm cu viață. Învârt de cheie și opresc mașina și sper să scăpăm cu viață. Ori îi trag l-osta una bine în barbă, îl bag la somn, trag dreapta de volan și intru în lanul de porumb. Am uitat să vă zic că frâna de mână nu mergea. Zic să mai încerc o dată cu binișorul. Băi, Săndele, gata mă, lasă-mă pe mine. Nu, Gigi, te rog, te rog, știu drumul. Hai mă, trage pe dreapta că fac și pe mine. Hai mă, Vere, mai lasă-mă puțin. Când mă uit în față, drumul se îngusta și mai mult. Nu mai era loc de stânga-dreapta. Orice mișcare bruscă ne putea trimite la loc cu verdeață, la 2 metri sub pământ. Zic, asta e, o fi vărmiu. Dar decât să murim, mai bine mănâncă cu paiul 2 săptămâni. Văd eu cum le spui la ăștia acasă. Băi, Săndele, oprește mașina, mă. Mai lasă-mă, Gigi, te rog, te rog. Bă, oprește mașina acum sau opresc eu? Băi, frate, și-a oprit-o. Nu venea să cred. Scăpasem și cu viață și fără să fie nevoie să-l las lat. Mă duc la volan, mi-era puțin frică și mie pe acolo. Mai mergem vreo 2 km și ajungem acasă. În fața curții, tasul ăsta, fratele lui Viorel. Unde ați fost, mă? Băi, Gigi, te iei după ăsta, mă? Nu știi că ia băutura mințile? Da, unchiule, am fost să luăm o bere. Ce bere, Gigi? Ați plecat de 3 ore. Hai, intrați în casă. Lasă aici berea aia, Săndele, că n-am la țigară. Tu unde te duci, Gigi? La culcare, unchiule. Păi și țigara? Nu vezi că n-am la bere? Ne ducem noi la culcare. Am aflat a doua zi că sunase unchiul la șeful de post din județ. Îl cunoștea și deduse numărul mașinii. Mă și miram eu de cine a lăsat ăla să plecăm. Era un văr îndepărtat ceva cu el. Săndele al meu se simțea rău a doua zi. Avusese o noapte grea. Îl durea capul de la mahmureală. Era rușine să și vorbească cu mine acum. Mă duc eu până la magazin, îmi iau un pachet de țigări, mai găsesc prin mașină pe acolo vreo 15 lei și jumătate de bidon de bere al lui Viorel de la drumul spre țară. O iau și o arunc, era trezită. A, am uitat să vă zic că am găsit mașina pe pană. De la tea sărituri și drumuri prin pălării, m-am mirat că a fost doar la o rată. Apare și nenicul Viorel, ne pregăteam să plecăm. Ne luăm noi rămas bun, când mi-aduc aminte că am lăsat încărcătorul telefonului în casă. Intru să-l iau și când ies, toți râdeau, până și vărul Săndel. Mă, ce dracu, am ceva în păr, rumug pe față? Ce, mă, de ce râdeți? Ăștia nimic. Mă și gândeam, sigur râde mine, dar de ce? Plecam la drum, la vreo 5 minute îl întreb pe Șrec. Ia zi-ne, Viorele, de ce râdeați acolo? Am urcat în mașină, Gigi, și am găsit o sticlă de bere. Ia uite, nepotul are bere și o ascunde. Bagul la rece, nene, o bei mai târziu.
Ce rece, mă, domn, coa? Și-a luat o gură și a început să urle, să scumpe, că l-am otrăvit, că a băut gaz. N-ai văzut că nu mai era acolo? Am zis că o fi plecat la toaletă ceva. Pe și sticla? Ce sticla, nepoate? Sticla de bere, aia cu benzină, unde e? Ți-am pus-o la loc, nepoate, e sub scaun. L-am sunat pe Sandel și l-am întrebat de Tasu. A zis că e bine, n-are nimic. Am ajuns acasă cu bine, fără alte peripeții. Dacă v-a plăcut povestea, nu uitați să dați un like, un comentariu și un share. Și subscribe dacă încă nu v-ați abonat. Apăsați și clopoțelul pentru notificări. Ce putem învăța din această poveste? Păi, în primul rând, nu băga sacul de gunoi în mașină, frate. Nu pleca niciodată băut la volan. Și cel mai important, nu lăsa pe nimeni băut și fără permis să-ți conducă mașina. S-ar putea să ieși de pe drum. Până data viitoare, cheers! Nu, Gigi, te rog, te rog, te rog, mai lasă-mă puțin!